Aproape o lună, locuitorii unei comune din Bistrița Năsăud trăiesc sub teroare. Noapte de noapte, un lup își face apariția pe străzile satului. Până acum, niciun sătean nu a fost atacat, însă zeci de câini au fost sfâșiați de animalul sălbatic. Ultimul atac a fost surprins și pe camerele de supraveghere instalate în comună. Pe imagini se observă cum lupul iese în grabă din curtea unui sătean, ținând în gură un câine. Proprietarul animalului a ieșit într-un suflet din casă și a încercat zadarnic să alunge lupul. Primarul spune că a sesizat deja proprietarul fondului de vânătoare din vecinătate și le-a solicitat autorităților să rezolve problema înainte să se producă o tragedie.